Pe tine te iubesc, femeie, un celebru Ion, extraordinarul actor Ion Dichiseanu. La mulți ani! La mulți ani, bine ai venit, Maia, la mulți ani, la mulți ani tuturor aniversaților zilei, tuturor celebrilor zilei, dar tuturor celor până care la urmă, se numesc tuturor, eu și Iona, tuturor oamenilor, tuturor Ionilor, Ioanelor, Oanelor, pe care le iubim, le respectăm, cum ați spus, sărbătoriților, celor ce sărbătoresc perit vechi, celor ce au ceva de sărbătorit și azi și mâine și ieri, un an bun și sănătate și sărbători fericite. Și poate că ar fi bine să sărbătorim fiecare zi în care suntem sănătoși și să ne simțim un pic da. Și noi atinși de această bucurie. Mi-a plăcut foarte mult versul Dai sufletului meu scânteie. Cred foarte că vi frumos. Se potrivește foarte frumos, pentru că este spuneți, ceea ce faceți dumneavoastră, ceea încercăm. Ce faci tu, Maia, ca actriță, încercăm este exact acest zi. Lucru. Dai sufletului privitorului, ascultătorului, celui care empatizează cu tine, și dai acestui suflet scânteie dar prin și tot ceea ce faci. Încerc cel puțin să dau și minții gând. Gândirea critică mă interesează foarte tare. În spiritul acesta am fost crescut al gândirii critice. Nu mi s-a spus niciodată taci că e așa și nu întreba, dimpotrivă. Am fost încurajată să întreb, să-mi pun întrebări, să pun întrebări, să chestionez orice axiomă, orice postulat, orice verdict. Am fost încurajată să-l întreb, să-l chestionez, să mă întreb, să nu mă mulțumesc cu puțin, să nu mă mulțumesc cu ordine, să nu mă mulțumesc cu dispoziții. Și cum se împacă asta? Că mai degrabă asta ar merge cu un regizor, pentru că actorul urmează ordinele regizorului până la urmă. Este... Nu sunt ordine. Nu, sunt ordine. E un vis. Haideți pe care să eu ca actor... Un pic. Eu știu, am să încerc atâta cât pot. Nu urmează ordine și atunci când e vorba de ordine și de dispoziții și de militarie și de treci încolo, se poate și așa. Nu vorbim de creație. Nu vorbim de creație, deși există și astfel de situații și zâmbești cu dinții strânși, cu fălcile strânse și poate să existe și un succes trecător, un foc de paie sau un foc de artificii cu osanale și omagii și mai știu eu ce, vorba de ce rămâne cu adânc, cu adevărat, deși nu totdeauna avem curajul să spunem e un foc de paie, sunt hainele cele noi ale împăratului, dedesubt nu se ascunde nimic, nu se găsește nimic, nu se află nimic. Dar nu despre asta încerc eu să vorbesc acum, ci despre visul creatorului de spectacol, de teatru, de film, regizorul, pe care îl urmezi cu încredere, cu dorință, cu chef, cu bucurie, aducându-ți aportul, creând tu, actor, dansator, coregraf, scenograf, urmezi, faci parte din echipa asta cu mândrie, cu sufletul plin, pe deplin conștient în același timp, de aportul tău, de creația ta, de unicitatea ta într-un mozaic, într-un puzzle mai mare. Însă n-are nimic a face cu diminuarea, cu strivirea personalității. Și cine își închipuie că în felul ăsta dresează asmute, trimite ceilalți colaboratori, fie că e vorba de actori, fie că e vorba de tehnic sau de ceilalți colaboratori într-un act artistic, se înșală și rămâne așa ciuperca unei controverse, unei gogoși umflate, care se dezumflă foarte repede. Însă atunci când vorbim de creație, vorbim de onestitatea și onoarea cu care te implici, fie ca tu actor, tu scenograf, tu coregraf, tu, conștient fiind de faptul că ești unic și că acea contribuție a ta personală are valoare, are sens, are unicitate și duce mai departe creația, gândul, visul, ideea regizorului, atunci lucrurile
se cer unele pe altele, se creează, devin și rămân în conștiința, rămân în conștiința spectatorului, fără verdicte, fără așa e și trebuie să-ți placă pentru că-ți spun eu, pentru că eu sunt o mare personalitate. Pur și simplu publicul, omul care vine să vadă, inspiră, se inspiră și rămâne urmă în memoria sa. Și cred că asta e interesant. Sunt foarte importante aceste urme, iar aceste urme eu cred că înseamnă iubirea pe care vă poartă în primul rând oamenii, pentru că nici n-am început bine emisiunea și deja ascultătorii au sunat și vă propun să intrăm în dialog cu ei, pentru Vai că este o șansă unică pentru ei să dialogueze direct cu Maia. Poate că nu, dar îmi face, poate că nu, se vor mai ivi ocazii. Noi sperăm să reveniți la serviciul de noapte plăcere, și atunci să mai dialogăm. Dar acum să luăm primul ascultător în direct, este vorba de doamna Danciu, care a sunat la 021-312-1054 sau la 021-312-3644, unde puteți suna și dumneavoastră pentru a intra în direct la Radio România Actualități. Bună seara, doamna Danciu! Bună seara și la mulți ani! La mulți ani! Din studio, cu ocazia primei emisiuni din acest an, Serviciu de Noapte, de asemenea, la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei. Vreau să vă spun că am emoții mari. Vă ascultăm! Cum să nu intru în direct și prima, eu vă aștept de câteva zile de când ați anunțat și nu o să vină în seara asta la Ce Serviciu de Noapte. Cu ani în urmă, nu foarte mult și nici puțini, am ținut neapărat să vin să văd și eu un spectacol cu regretatul și marele nostru, Radu Beligan. Și am făcut foarte bine. Se întâmpla să tot fie 4-5 ani, da? La Palatul Copiilor. Mă scuzați, foarte frumos, foarte frumos, sala mare, plină. Și nu vă spun ce emoții am trăit, nu vă spun cât de fericită și împlinită și împăcată am plecat, că l-am văzut și pe marele Radu Beligan și pe dumneavoastră. Mă bucur și, tare mult. Așa cum spuneați dumneavoastră, sunteți curioasă și eu sunt foarte curioasă încă și da. Doresc să vă întreb, erați într-o formă extraordinară, o femeie așa suplă, cu o musculatură așa bine definită atunci, la acel moment, eu nu mai văzusem o actriță așa completă, așa cu atâta viață. Și întrebarea ar fi legată exact de de momentul acela, cum ați reușit să aveți acea condiție, să slăbiți, dacă ne puteți spune, și cum faceți pentru că foarte multe spectacole de teatru n-am văzut. Da. Și aici ar fi de discutat un pic, poate dacă s-ar face ceva reduceri pentru studenți, pentru elevi, eu cred că foarte mulți ar veni. Sunt spectacole mai scumpe, mai ieftine, dar un pic de reducere pentru tineret, pentru că mai bine să fie sala plină decât să mai, știți, să mai fie locuri libere. Da. Și atunci, da. De-aia v-aș întreba, cum reușiți să... Da, să ne transmiteți și să aveți atâta energie. Ce pot să vă spun? Vă doresc tot binele din lume. Cu drag aș veni oricând. Și am rămas foarte impresionată. Nici musca nu s-a auzit la acel spectacol. Nici vreun telefon nu a sunat. Mă înțelegeți? Da, înțeleg. Vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi. Cu tot dragul vă răspund. Mulțumim, doamna Danciu. Vă mulțumesc. Mulțumesc frumos pentru întrebare, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru participarea la această întâlnire, pentru că e o întâlnire dintre noi și spectatorii noștri. Am să încep cu o mărturisire. Iubesc și respect radioul foarte mult. Eu cu radioul am crescut, cu teatru radiofonic, cu chiar astăzi evocam cu prieteni și oameni dragi teatru radiofonic pentru copii pe care l-ascultam în foarte copilărie. Și ați jucat într-o piesă de teatru radiofonic, da, pentru copii, una pe care pentru mine are o semnificație specială, Albă ca zăpada, singura dramatizare, da, pentru teatru radiofonic, da, făcută în România în urmă cu aproape niște 10 ani, da, să spunem 7-8 da, ani, da, da, ați da. Jucat rolul mamei vitrege. Așa e.
Și mulțumesc pentru precizare și am crescut și am învățat și am adormit cu noapte bună seara copii, cu poveștile, scurtele povești de la Radio România, așa că am un respect și o dragoste deosebită pentru emisiunile, pentru radio în general, ce împlinește anul acesta, ce am plinit 90 de ani, dacă nu mă înșel. Da. Să fie sănătos radioul nostru și să transmită emisiuni frumoase, să păstreze în memoria sa, în fonoteca sa, vocile marilor personalități, actori, neactori. Vom așeza acolo în fonotecă și această emisiune. Așa să faceți. Bun. Și atunci să răspund concret doamnei Danciu. Cu drag vă răspund. Mens sana in corpore sano. E unul din proverbele, un dicton ce are semnificație și îl aplic, încerc să-l aplic și până la urmă nu e așa de complicat. Și anume, dacă alături de lecturi, de gimnastică minții, am 57 de ani, foarte aproape, și mi-e limpede că gimnastica minții și întreținerea minții, a memoriei, a creierului, a activității cognitive în combinație, în deplină armonie și acord cu activitatea susținută a trupului, cu grija, felul în care îți respecti și îți îngrijești forma fizică. În primul rând, da, de ce să nu râd? Da, în primul rând, aspectul, felul în care arăți, dar o activitate sportivă, fizică, exercițiu fizic, o activitate susținută, duce, cel puțin la mine, funcționează. Nu vreau să generalizez, nu vreau să dau formule magice, nu vreau să dau rețeta fericirii, că nu am și nici nu cred în panaceumul universal, dar o activitate fizică susținută, plimbări lungi, gimnastică adaptată, an de an și etapă cu etapă, lucrurile se schimbă, se transformă, altele sunt cerințele, altele sunt nevoile, altele sunt posibilitățile, dar preocuparea permanentă, grija și respectul față de trupul tău, felul în care pui lucru, așezi lucrurile sau le menții, Este o preocupare permanentă și îmi dă o stare de bine, mie, vorbesc de mine, repet, nu generalizez, îmi dă o stare de bine, îmi dă încredere, îmi dă atitudine și cred eu, mă ajută mult în menținerea unei stări de sănătate echilibrate. Mă gândeam acum că ascultătorii care nu ne privesc pe Facebook sau pe site unde transmitem și live și nu vă pot vedea. Mă gândeam acum... Ce întreabă de ce să se răcită? E răceala așa? E vocea un pic voalată, da, pentru sigur că e răceală. Pe răceala de altă parte vrem să le spun că ne aflăm față în față și Maia nu este machiată. Maia a venit naturală. A venit pur și simplu așa cum se simte bine, în condițiile în care foarte multe tinere la 16-17 ani se gândesc deja să-și facă intervenții estetice, să mai mărească, să mai elimine, să mai adauge. Știți ceva? Și eu la 16 ani mă gândeam cum să mă machiez mai mult și nu m-a lăsat tata și nu știu ce. Felul în care noi, adulții, cei cu maturii, cu responsabilități, punem pe umeri, ce presiune noi punem asupra noastră și asupra tinerei generații, felul în care așa trebuie să fim și așa numai decât e frumos și asta e cheia succesului. De asta mă feresc și cu multă grijă și delicatețe vorbesc despre formule generale și infailibile. Numai așa e bine, numai așa se poate, numai ăsta înseamnă binele, numai ăsta înseamnă frumosul. Dacă frumosul are numai standardul ăsta și numai atâta trebuie să fii ca să să capeți un cec în alb pentru succes, bine, așa e frumos, e o formă teribilă de presiune asupra, mai ales asupra tinerei generații, mai ales asupra
fetelor, tinerelor, femei, care sunt marile așteptări dacă nu arăți așa șansele tale de reușită, se diminuează nu știu cât. Și atunci începe să devină foarte complicat. Cred că noi suntem răspunzători. Cred că noi suntem răspunzători de dorințele, năzuințele, poftele, ambițiile, dacă le inoculăm direct sau indirect sau, eu știu, la modul sugerat că numai așa poate funcționa și numai așa e binele social sau mai știu eu cum, atunci hai să ne începem, să ne operăm, să ne văpsim, să ne tragem, să ne smulgem. Nu incriminez lucrul ăsta, nu sunt chemat aici să incriminez, să dau verdict că e bine așa, că nu e bine așa. Mă simt bine și când mă machiez, dacă e nevoie, să ne înțelegem. Nu fac din, hai să spunem, modestie, că nu găsim alt cuvânt, o formă de vanitate. Impun, bat cu pumnul mașă, machiatul sau nemachiatul e standardul. Acum e așa, altă dată cu mare bucurie am nevoie să pun o culoare pe față, o culoare în îmbrăcăminte, în vestimentație, în felul de am. Deci trebuie să ne adaptăm momentului, evenimentului, stării noastre până stării la urmă. Noastre. Să, cred că trebuie să fim într-o oarecare în armonie, în echilibru cu o nevoie a stării noastre, a cerințelor noastre de la noi. Avem și SMS-uri din partea ascultătorilor. Felicitări pentru cariera strălucită într-o viață dedicată publicului. Felicitări, stimată doamnă, prin tot ceea ce faceți, ați intrat în galeria marilor noștri actori, acei monștri sacri pe care îi venerăm. V-am cunoscut la Sighișoara, la un proiect. La foarte mulți ani, frumos. Un an nou mai bun, domnul Aurelian Bădulescu din Sighișoara. Mulțumesc frumos. Mai avem și un ascultător pe telefon, domnul Claudiu, îi spunem și lui bună seara. Bună seara. Bună seara. Vă ascultăm. Bună seara. În primul rând vreau să îi urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ioan, Ionela și așa mai departe. Și aș avea o întrebare scurtă pentru doamna din studio și mulți înainte la cei de 57 de ani pe care îi aveți și să știți că vă respect tot timpul și ați fost în sufletul meu. Deci n-am cuvinte. Și aș vrea să vă zic că cum reușiți la cei 57 de ani pe care aveți dumneavoastră, cum reușiți să duceți această carieră pe care o aveți și probabil că încă o mai aveți și o mai duceți? Cum reușiți? Spuneți-mi și mie, că și eu am atâtea... Eu vă spun, cu umor, cu tare mult umor. Când am venit acum... în această seară, noapte, miez de noapte, am fost întâmpinată cu drag, cu bucurie, cu urări de sănătate de la mulți ani. Iar complimentul ce mi s-a făcut, doamnă, dar arătați mult mai bine în realitate decât la televizor sau exact, nu știu așa ce. Așa este, arătați foarte bine și fără machiaj, deci pentru mine sunteți jos pălăria, n-am cuvinte. Să fim sănătoși, să ne bucurăm și să nu uităm că a întâmpinat tânăra generație, a ne bucura, a fi preocupați, a dărui și dragoste și respect și a întâmpinat și cu curiozitate și cu bunăvoință noile generații ce se succed. E un lucru absolut firesc și absolut normal și în același timp dragostea și respectul și căldura și nevoia de generațiile mature, de generația a treia, vârsta a treia, a patra, e un lucru de care n-ar trebui să ne temem, iertat-mi fie termenul destul de dur, ne temem de bătrânețe, ne temem nu de puține ori, iar aici cred că ar trebui să fim atenți, cu sufletul deschis, cu dragoste. Dragostea nu se poate impune, e adevărat. Dar... Și nici nu are vârstă. Nu, sigur că nu are vârstă, dar respectul și recunoștința ce o datorăm vârstnicilor noștri ar trebui să ne... Bine ar fi să ne însoțească și dacă acum cum poți să impui lucrul ăsta? Nu poți să... Nu-i vorba de a impune nimic, nu impun nimic, nici nu fac nici măcar recomandări, așa nu fac. Însă
vă spun cu toată sinceritatea, una din preocupările permanente ale mele personale, ale teatrului pe care îl conduc, grupului de colegi cu care am afinități, pentru că nu cu toți oamenii poți fi prieteni și poți avea afinități și interese comune, dar e o preocupare constantă a noastră, îndrăznesc să spun, a unui grup de prieteni, este a merge către acele locuri, către acele case unde vârstnicii, unde seniori, unde înțelepții noștri, unde rezidenții căminelor ne așteaptă cu atâta bucurie, iar câștigați, ca să spun așa într-un singur cuvânt, suntem noi, pentru că aflăm atâtea povești, suntem întâmpinați cu atâta dragoste, cu atâta căldură, cu atâta nevoie, cu atâta bucurie, cu atâtea povești, cu atâtea, vorbeam mai devreme, sunt universuri, lumi ce dispar, și dacă nu suntem foarte atenți, cred eu, la a asculta poveștile, depânarea de amintiri, pentru a le transmite și noi mai departe, pentru a săpa în noi înșine ce felul în care rezonăm noi la poveștile, la care imaginile, dimensiunile unor universuri ce se pierd, noi suntem profund recunoscători, câștigații suntem noi prin tot ce învățăm, prin tot ce aflăm, prin toată căldura unei dragoste ce se revarsă asupra noastră. Deci, ce vreau eu să spun cu lucrul ăsta, spaima de bătrânețe, teama de a îmbătrâni, ar trebui să o privim cu drag, cu emoție, și să ne vindecăm cum ar fi de această spaimă, teamă, groază, fugă. Vorbeam mai devreme că încercăm să prin mijloace, metode invazive sau neinvazive sau nu știu cum și nu știu ce, de fapt ce încercăm să corectăm și să stăm cât mai departe de trecerea, să ne prefacem că nu trec ani trec și lasă urme. Și dacă brazdele, urmele ce le lasă pe chip, pe trup, de fapt înseamnă o sculptură a sufletului, a minții, dimensiuni, perspective în sufletul, în mintea noastră, în universul nostru, în devenirea noastră pe care o transmitem la rândul nostru, cred că misiunea noastră pe pământul ăsta, cumva, e îndeplinită. Ne oprim pentru câteva clipe. Nu uitați că dacă doriți să intrați în direct cu invitata ediției, actrița Maia Morgenstern, aveți la dispoziție numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644. Ștefan Iordache, Sunt doar un poet. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. N-am niciun secret, versuiesc discret, dulce și amar. Sunt un trecător, bun și îndrăgostit, trist când mi-e dor, eu dau vorbelor glas pentru iubit. Știu să-ți mint frumos, să urăsc duios, să zâmbesc perfid, să mă îmbăt lucid. Știu să deranjez, știu să enervez, nu știu să trădez.
Știu să deranjez, știu să enervez, nu știu să trădez. Sunt doar un drumeț dur și obosit, pașnic și glumeț, vorba ta mi-e preț pentru a fi iubit. Sunt doar un nebun bun și încrezător, ce-aș putea să spun de opri din drum tot ce-i muritor? Știu să mint frumos, să urăsc duios, să zâmbesc perfid, să mă îmbăt lucid. Știu să deranjez, știu să enervez, nu știu să trădez, nu știu. Să mint frumos, să urăsc duios, să zâmbesc perfid, să mă îmbăt lucid. Știu să deranjez, știu să enervez, nu știu să trădez. A fost Ștefan Iordache, sunt doar un poet. Și sigur, ai avut vreodată mai tentația de a opri din drum tot ce e muritor? Vorba poetului. Nu. Nu. Să opresc din drum, nu. Tot ce e muritor, nu. Nu mai țin minte. Ia stai să nu dau așa verdicte definitive, cum mi-am promis. Dar cred că de foarte multă vreme... Nu, de fapt, am să mă contrazic. Aș fi oprit-o pe... Nu știu dacă aș fi oprit cei muritori, cei nemuritori, dar aș fi oprit-o pe mama să nu se ducă la servici, să stea mai mult timp cu mine. Asta e sigur, un lucru sigur l-aș fi oprit. Țin minte, una din primele amintiri, ce o amuza teribil pe mama, îi spune: mamă, ce mult aș vrea să fii bolnavă. Cum poți să spui așa? Vai de mine, ce vor... Așa aș vrea să fii bolnavă și să stai acasă. Numai cu mine. Numai să cu nu mine. Te duci la servici. Mama a fost un matematician important. Poate că sunt subiectivă, dar am și motive să spun lucrul acesta. Unul din matematicienii importanți ai acestei țări și a fost, cred că, unul dintre primii informaticieni ai României. Nu mai era foarte tânără când s-a construit, în zorii anilor 70. Nu mai era foarte tânără pentru vârsta, ci pentru vremea aceea, sau, mă rog, în general, când s-a construit Institutul Central de Informatică ICI, mama afla de lucrul ăsta. Deci Institutul Central de Informatică, cu tot ce se presupunea, acum m-a dus odată să văd marile calculator, acum orice copil de la vârstă fragedă lucrează pe un computer, pe un calculator, poate mai performant decât ce erau pe vremea aia, așa, și din dimensiuni mici, dar mama mi-a arătat primele calculatoare care ocupau pereții unei camere și așa. Și erau cartele Fortran, Cobol, nu știu ce, și erau colorate, mă impresionau grozav. Mama a lăsat la o parte
cu riscurile ce le incumba decizia ei, a lăsat existența ei, o existență așezată de acum, ca pentru orice matematician, un om prețuit și respectat la locul său de muncă, un om util, un om folositor, și a spus, eu m-am să mă duc la Institutul Central de Informatică, că nu se poate, că nu-i voie, că ai rude străinătate, că n-ai dosarul bun, eu mă duc la Institutul Central, cu toate examenele și concursurile, și a reușit. Și a reușit în pofida sfaturii, și erau și prieteni care vedeau pasul mamei ca un lucru foarte riscant. Bă, pășește în necunoscut, nu știi dacă o să ți se deschidă o carieră, o existență, un drum în sensul ăsta, nu poți pleca așa și trebuia să-ți dea cum ar fi negația, nu închideai ușa în urma ta. Vă propun să luăm un nou telefon în direct. Da. Ne-a sunat o ascultătoare fidelă. Este vorba de doamna Alistar și o iubitoare a teatrului radiofonic. Ah. Bună dimineața! Bună noapte! Bună noapte! Bună noapte, doamna Maria Toghină! Bună noapte, doamnei, colegii dumneavoastră, Luminița Voinea! Mulțumim! Și doamnei Ruxandra Săraru și distinsului său tată, la fel. Și distinse invitate ale dumneavoastră, doamna Maia Moghește, care este o valoare națională, o consider eu, cel puțin. Și cred Mulțumesc. Că nu greșesc. Fiecare cuvânt al dumneavoastră, doamna Maia, este o mângâiere pe suflet, pe inimă. Mulțumesc. Aveți o voce și un suflet de aur. Și cred că ați fi fost, așa cum sunteți, o actriță deosebită, și o valoare națională, aș fi putut fi și un bun psiholog, dar cred că în activitatea dumneavoastră sunteți și psiholog sigur, pentru că mă preocupă, mă preocupă, recunosc. Da, da. Da. Vreau să vă spun că eu încă din copilărie mergeam la Teatrul Eberesc cu părinții și îmi plăceau foarte mult piesele care se jucau, chiar dacă erau traduse la cască, eu înțelegeam prea puțin, dar îmi explicau părinții acasă ce a fost și îmi plăcea foarte mult. Ne bucurăm tare mult. Și urmăresc teatrul de la, nu exagerez când spun că de la 4 ani ascult teatrul la microfon, da, pe radio cu acumulator, cum era odată. Așa. 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 Ascult și acum, așa cum a zis și doamna Maria Toghină. Teatrul la microfon este o hrană sufletească, la fel ca și vocea dumneavoastră. Vă spun sincer, mă bucur foarte mult că ați fost invitată de către doamna Maria Toghină. Și eu mă bucur. Așa. Și mai ales faptul că acum 2 ani, cred, sau 3 ani în urmă, nu știu exact, ați venit la Majestic, la Hotel Majestic, la să ne auzim la teatrul la microfon, ați jucat într-o piesă și noi suntem un grup acolo, o familie. Da. Și am stat de vorbă cu dumneavoastră și v-am văzut față în față și a fost exact cum mi-am închipuit eu când v-am văzut față în față. Mă bucur tare. Și am și o poză cu dumneavoastră făcută și o să-mi spuneți pe urmă unde pot să vin să vă găsesc, să vă aduc acea poză, să o vreți amintire. Așa. Sunteți un om extraordinar și mă bucur faptul că ați fost pe la casele de bătrâni unde sunteți așteptați cu atâta dragoste. Mă bucură foarte mult lucrul acesta, pentru că seniorii noștri trebuie să asculte teatru, chiar dacă sunt duși acolo, că sunt singuri sau duși de familie. Sunt situații și situații, dar vă rog să continuați acest lucru, pentru că oamenii de acolo simt nevoia și vă adoră. Eu am fost în vizită la o casă de bătrâni în comuna, lângă București, în comuna Tunari, și am venit de acolo bolnavă, vă spun sincer lucrul ăsta. Ei simt nevoia de vorbă, de poezie, de teatru, de muzică. Simt această nevoie și eu pot să vă spun acum că sunt voluntară la Crucea Roșie din luna decembrie și voi merge la clubul de seniori din sectorul 3 să le spun povești, poezii, pentru că au nevoie seniorii care vin acolo de aceste lucruri. Da. De curând am cumpărat cartea lui Ion Pribeagu de glume și poezie evreiască și m-a amuzat teribil și mi-a plăcut, dar poporul dumneavoastră a suferit mult în viață. Și dumneavoastră sunteți o reprezentantă fidelă acestui mare popor credincios și luptător în același timp. Și vă felicit, vă spun sincer și mă bucur enorm că am putut să intru în direct cu dumneavoastră și poate că o să mai veniți la Majestic și cu alte ocazii. Cu la mare plăcere, singur. Că să vă mai vedem
și să vă ascultăm. Cu mare plăcere. Dată, eu vă urez sănătate, în primul rând, și știu că sunteți o mamă iubitoare de băieți și aveți o familie frumoasă. De un băiat și două fete. Și două fete. Așa. Și sunteți o soție devotată și iubitoare de familie și lucrul acesta înseamnă foarte mult și pentru noi. Sunteți un exemplu pentru generațiile tinere care vor veni după dumneavoastră. Și aș avea să vă spun în încheiere că nu trebuie să uităm nici pe cei care au fost la radio și au lucrat, Vasile Manta, sigur, și Ion Vova, așa, pentru care am fost la biserică, le-am aprins o lumânare și m-am rugat pentru ei, pentru că au fost niște oameni deosebit, la fel și Paul Grigoriu și mulți alții ai teatrului, la fel Stella Popescu, Cristina Stamate, oameni deosebiți care au lăsat ceva în urmă, cu regret că nu mai sunt printre noi, dar ei sunt în sufletul nostru. Așa-i. Noi nu i-am uitat. Mulțumim mult de tot. Și doamnei Țoghină, multă, multă sănătate să aveți și să mai aveți invitați de genul acesta. Vă felicit din suflet și vă urez tot ce e bun pe lume. Vă urez tot binele din lume. Mulțumim. La mulți ani. Cu bucurie. Cu bucurie. Aș vrea să aflu ce face Maia la început de an. Cum a fost pentru tine această perioadă de sărbătoare, de răsfăț? Am avut spectacole până către sfârșitul anului, cu bucurie, pentru că e o atmosferă de sărbătoare, și apoi mi-am luat câteva zile de vacanță, de concediu de vacanță. Am fost târâtă, ca să spun, ăsta este termenul, târâtă am fost în vacanță, în concediu, dar mi-a făcut foarte bine și am ascultat de cei care și-au impus voința, gata, ne deconectăm acum, că este vreme de muncă și vreme de concediu și vreme de odihnă și vreme de râs și vreme de plâns. Acum a fost vremea de concediu și am fost un pic și am învățat să schiez și am învățat și am un cuvânt de laudă și de mulțumire și de recunoștință pentru doamna Emilia Sorina Lemnaru. O româncă. Da, iată, în Austria am fost, la Malniț, unde e o pârtie, unde e un loc unde poți să înveți să schiezi, fără să te stresezi, fără să te sperii. Eram reticentă, eram... Cum ți-a venit această idee? Că nu mi-a venit pleci deloc. La schi, pleci la schi. Tu cum ai plecat? Ai plecat la târâtă. Ai plecat... Am plecat târâtă, domnul Claudiu Istodor, și există un grup de oameni buni, de oameni prietenoși, un grup de prieteni ce iubesc schiul și mai ales înțeleg pe cei începători, pe cei reticenți, așa cum am fost, sunt eu, nu pot spune acum că sunt o maestră a schiului, ar fi hazardat. Nu, dar ai reușit să te bucuri. Am reușit să-mi depășesc frica, pentru că exista o frică, o crispare, o... Atunci când nu reușești să-ți găsești, să-ți menții echilibru și când nu ești în control, și asta spune multe și despre mine, mi-a spus despre mine, și să asculți sfaturile și să găsești în tine un alt soi de echilibru, să înțelegi că există și un alt soi de echilibru decât cel pe care îl cunoști. Nu te-ai gândit că ești într-un rol din Sebastian? Mă gândeam la tot felul de lucruri și nu reușeam să mă țin pe picioare și stilul Bambi. Bine, încerci să râzi și nu-ți reușește întotdeauna să faci haz de necaz, dar marea victorie a fost asupra mea însă, că am reușit să-mi depășesc da ce lacrimi, da ce bombăneală mărturisită, da cine m-a pus, da ce trebuie, da numai bine stăteam eu și mă uitam la un film. Aceasta este etapa de negare. Da, sigur. După da, care? Dar o recunosc. După care se deschide ceva, se deblochează și reușești să controlezi și altfel, înveți să respecti obstacolele și când uiți și ai vrea să te aventurezi și trebuie să asculți instructorul, maestrul tău, mentorul în acest caz, care să-ți spună încă nu. Da, încă o dată pe porțiunea asta, da, încă o dată și de 7 ori și nu vreau să vă spun unde am eu vânătăi acum cu teleschiuri și cu tele nu știu ce,
încă o dată și încă o dată și când ți se pare gata, acum, exact în clipa aia. Bluf. Dacă ar fi să o iei de la capăt, ai repeta povestea? Ai învățat să schiezi? Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș lua-o de la capăt cu foarte multe chestii unde mi-a fost greu și unde n-am mers din pisc în pisc și unde am avut derapaje și am avut depresii și depresiuni și unde am făcut greșeli și unde n-am mers bine și unde le-aș fi zvârlit pe toate și unde lacrimi de neputință au țâșnit ca să poate, da. Mai e important, pentru că oamenii te văd pe scenă, te cunosc prea puțin și ei probabil cred că viața înseamnă doar succes. Mi-a plăcut Lacrimi de neputință și aș lua de la capăt. Da, Lacrimi de neputință aș lua de la capăt cu foarte multe chestii și recunoscându-mi și neputințele și greșelile și păcatele și derapajele și depresiile, iarăși repet, și depresiunile și așa nu-urile care există în viața mea destul de multe. Și iar unul dintre ele este, îmi recunosc, e un păcat pe care îl recunosc, n-am știut să spun nu sau stop în multe cazuri și totuși cu foarte multe chestii aș lua-o de la capăt. Iar unul dintre ele este prezența, existența copiilor în viața mea. A fost foarte greu, am făcut greșeli, am fost neputincioasă în foarte multe situații, aș fi făcut altfel, da, și cu toate astea aș lua-o de la capăt oricând. Mulțumesc. Oricând. Și au fost momente teribile, grele, când mi-e limpede când alegerile mele n-au fost cele mai înțelepte sau felul meu de a acționa și de a reacționa la obstacole, provocări, întâmplări ale vieții, nu sunt tocmai conform cu standardele la care ne-am așteptat să răspundem și totuși aș lua-o de la capăt. Florinela din București ne scrie: tot respectul și dragostea pentru actriță talentată, frumoasă, minunată. Doamna Morgenstern, vi se întâmplă ca în viața de zi cu zi să vă simțiți ca în teatru și invers? Există o linie bine demarcată între viață și teatru pentru dumneavoastră? Da, există o linie foarte bine demarcată între existența artistică, fie că e vorba de teatru, fie că e vorba de film, fie că e vorba de televiziune, de serial. Există o linie foarte bine, o graniță, o barieră, o linie foarte bine marcată, pe care merg în permanență, privind într-un teritoriu și în celălalt. Mi-e limpede care este teritoriul destinat existenței artistice și care este teritoriul destinat vieții de zi cu zi. Mă inspir, învăț, aduc experiența personală, emoțiile, trăirile, simțămintele, blocajele, sunt atentă la mine însă, la trăirile mele, la experiențele mele, fie că sunt ele de natură cognitivă, rațională, fie că sunt de natură emoțională, și mă inspiră și le fructific în existența mea profesională. Îl salutăm și noi pe ascultătorul nostru, Chiță Prisecaru din Onești. Îi mulțumim că ne ascultă. Mai sunt și alte mesaje. Un alt mesaj din partea domnului Cristi din Piatra, județul Olt. La mulți ani cu sănătate, Dumnezeu să vă ocrotească casa și familia. Doamna Maia, toată stima și respectul pentru dumneavoastră, pentru întreaga carieră. Dumnezeu să vă iubească și să vă dea la maxim tot ce e frumos în viață. Mulțumesc. În ce crede Maia Morgenstern? Cred în foarte multe lucruri. Cred în foarte multe lucruri. Eu personal sunt un om credincios, sunt un om religios, dar așa cum am spus, acum e la modă să negăm lucrul ăsta. E limpede, e ok. Dar așa cum o spun de când am descoperit în sinea mea, și asta s-a întâmplat în jurul vârstei de 18 ani, deși era complicat a spune lucrurile acestea, am descoperit
credința în mine, felul în care sunt o persoană religioasă, e un lucru profund intim, nu simt nevoia să fac paradă, nu simt nevoia să fac prozelitism, nu simt nevoia să acuz pe altcineva care are altă credință, altă intensitate a trăirii spirituale decât o am eu, deloc. Nu mă apuc să arăt cu degetul, nici să dau cu piatra, nici nu se pune problema așa, însă ceea ce am fost învățată, mi s-a inoculat din familie, de la părinții mei, a fost respectul față de oameni. Cred în respectul față de semenul tău, cred în dialog. Poate spuneam mai devreme, foarte bine o facem că o repetăm și repet ceea ce a spus dumneavoastră, pentru că și eu cred în lucrul ăsta, al asculta pe celălalt, al asculta la toate nivelurile, al asculta cu urechea, cu ochii, cu întreaga ta ființă, a argumenta, a fi de acord, a nu fi de acord, a-ți exprima un punct de vedere. Și asta uneori presupune foarte mult curaj. Vorbim despre, luăm cam repede așa, ca un slogan, a fi sincer devine aproape un slogan, și de multe ori uităm sau nu suntem prea atenți la semnificația, în ce fel suntem, ce facem cu sinceritatea asta pe care o punem pe tapet și facem un scut sau o lance cu care eventual îi atacăm pe ce? În ce fel ești tu atât de sincer sau atât de nesincer și unde se termină sinceritatea ta și unde accepti sinceritatea celuilalt care eventual te-ar putea destabiliza, răni, care ar putea veni în contradicție cu convingerile tale. Cred în respectul vieții. Cred în viața. Cred că viața e mai presus de orice. Este o mărturisire de credință, spune eu. O mărturisire importantă. Din păcate, ne oprim puțin pentru că vin știrile. Revenim la dialogul nostru și sunt convinsă că vom descoperi și alte lucruri la fel de importante și de interesante dialogând cu Maia. La cărciuma din cartier, unde se cântă și se bea, vreau asta seară să petrec cu amintiri din viața mea. Am mai făcut câte o beție, am mai iubit niște femei și m-am vândut la galerie pentru-un bilet de câțiva lei. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film Curaj Capul. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună seara, sunt Andrei Ruse, vă prezint știrile. Președintele Klaus Iohannis a trimis ieri Curții Constituționale două sesizări. Prima se referă la modificările din domeniul ordinii și siguranței publice, unde șeful statului reclamă faptul că acestea au fost adoptate fără solicitarea avizului din partea CSAT. Klaus Iohannis mai spune că folosirea de către polițiști a dispozitivelor cu electroșocuri reprezintă o măsură disproporționată, iar ducerea la secția unei persoane pentru care exista motive verosimile ca aceasta să comită o faptă ilegală nu este justificată. Cea de-a doua sesizare, făcută ieri de președinte, se referă la înființarea Consiliului Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din Administrația Publică. În acest caz, șeful statului reclamă încălcarea mai multor articole din Constituție, a transmis Agerpres.
Procurorul șef interimar al Direcției Naționale Anticorupție, Anca Jurma, a anunțat că nu mai dorește această funcție. Secția pentru procurori a CSM avea ieri pe ordinea de zi prelungirea cu 6 luni a mandatului acesteia, care expiră peste 2 zile. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat că șefa interimară a DNA, Anca Jurma, a anunțat printr-o adresă că nu mai vrea să continue acest mandat interimar, iar demersul ei este o chestiune strict personală, a transmis reporterul nostru, Diana Surdu. Ministrul Muncii Marius Budăi a subliniat într-o declarație pentru Radio România Actualități că lucrătorii europeni trebuie tratați în mod egal în statele membre în care își desfășoară activitatea. El și-a exprimat nemulțumirea cu privire la decizia Parlamentului de la Viena de a înjumătăți alocațiile românilor care lucrează în Austria, dar au copii în România. Marius Budăi. Noi mergem pe principiu că la contribuții egale, beneficii egale. Lucrătorii români din Austria plătesc aceleași contribuții ca și lucrătorii austrieci din Austria. Vom discuta la nivel de Comisie Europeană și vom vedea măsurile și tot ceea ce se poate întreprinde în această direcție. Noi am înaintat Parlamentului din Austria o scrisoare și ne-am arătat nemulțumirea. Am avut 2 discuții cu doamna comisar Marian Thyssen și vom vedea ce măsuri vom întreprinde în perioada următoare, pentru că este clar că trebuie să apărăm drepturile românilor rezidenți în Austria și a căror copii sunt aici în România. Declarația ministrului Muncii Marius Budăi a fost consemnată de reporterul nostru Daniela Mănuță. Șeful guvernului din Gibraltar, Fabian Picardo, a respins orice idee a suveranității partajate asupra acestei zone între Londra și Madrid după Brexit, afirmând că este vorba despre o cauză pierdută. France Press amintește că premierul spaniol, socialistul Pedro Sánchez, declara în noiembrie că Madridul dorește discuții despre o suveranitate comună asupra acestui teritoriu britanic, după ce Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană la 29 martie. Ideea unei suveranități partajate nu este nouă, pentru că o propunere în acest sens a fost lansată de Londra și Madrid în 2001 și 2002. Ea a fost respinsă de locuitorii Gibraltarului cu ocazia unui referendum în noiembrie 2002. Acest teritoriu urmează să părăsească Uniunea Europeană în același timp cu Regatul Unit, precizează agenția franceză de știri. Datele meteo, astăzi vremea se va menține rece, iar cerul va fi variabil. Spre seară va mai ninge slab în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și nordul Olteniei. Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între minus 9 și 1 grad cu 0 grade în capitală. Acum la București se înregistrează minus 6 grade. Sport acum cu Adrian Fetecău. Bun găsit! Simona Halep ocupă primul loc în clasamentul mondial al jucătorilor profesioniste de tenis WTA pentru a 62-a săptămână în cariera sa. Halep, care are un avans de aproape 800 de puncte față de a doua clasată germanca Angelique Kerber și de 1200 de puncte față de daneza Caroline Wozniacki, ocupanta locului al treilea, este a 10-a într-o ierarhie all-time a numărului de săptămâni petrecute ca număr 1 mondial, înaintea sa aflându-se Wozniacki cu 71 de săptămâni. În top 100 se află în continuare 6 românce săptămâna aceasta, Mihaela Buzărnescu fiind pe locul 25, Ina Begu pe 76, Ana Bogdan pe 81, Sorana Cârstea pe 84 și Monica Niculescu pe 88. La băieți, sârbul Novak Djokovic se menține în fruntea clasamentului mondial, în timp ce românul Marius Copil a coborât o poziție față de săptămâna precedentă și a ajuns pe 61. Djokovic, semifinalist la Doha, are un avans confortabil în ierarhie, aproape 1400 de puncte, față de spaniolul Rafael Nadal, care a declarat forfe pentru turneul de la Brisbane din cauza unei accidentări. Roger Federer, câștigător al cupei Hopman, competiție care nu oferă puncte ATP, completează podiumul ierarhiei mondiale. Acestea au fost știrile orei 1. La Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghina. Am revenit în direct în studioul Radio România Actualități. Viața pe scenă versus scena vieții, despre destinul artistului în România, despre oportunitățile, dar și limitele unei lumi artistice fără granițe, discutăm chiar acum, în prima ediție a noului an, cu geniala actriță Maia Morgenstern. Vă reamintesc numerele de telefon la care ne puteți suna pentru a interveni în direct. 021 312 1054 sau 021 312 3644. De asemenea, puteți să ne trimiteți mesaje prin SMS la numerele 0748 887766 sau pe paginile de Facebook unde transmitem live Serviciul de Noapte cu Maria Țoghină și România Actualități. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.
te-a atras o privire sau un surâs inocent, devii doar o pradă ușoară pe loc chiar din primul moment. La dans când își lasă obrazul încet peste umărul tău, ai impresia că lumea întreagă-i a ta și uiți ce e bine, ce-i rău. Femeia e secretul ades bănuit, ea este începutul, tot ea e și sfârșit. Ia lumea o rotește și amețe și tu ești sclavul ei pe veci, te vrei sau nu? În șoapte ea știe să adune nectar și venind la un loc, ce dulce, ce dulce povară e dragostea ei, ce noroc! Ea știe mereu care-i drumul pe care și tu-l vei urma, dar ce bine așa și acasă te simți doar când ești alături de ea. A, femeia e secretul ades nebănuit, ea este începutul, tot ea e și sfârșit. Ea lumea o rotește și amețe și tu ești sclavul ei pe veci, te vrei sau nu? Femeia e secretul ades nebănuit, ea este începutul, tot ea e și sfârșit. Ea lumea o rotește și amețe și tu ești sclavul ei pe veci, de vrei sau nu? Femeia e secretul, cred că a descoperit acest lucru și ascultătorul nostru, domnul Cristi Raicu din Botoșan, care ne-a scris pe Facebook, ne spune: sărumâna doamna Maria Țughină, sărumâna tuturor doamnelor din redacția Radio România Actualități. Observă domnul Cristi Raicu că redacția a fost cucerită în seara aceasta numai de doamne. Sărumâna inclusiv invitatei dumneavoastră, doamna Maia Morgenstern, frumos început de an, totul mulțumesc. Este frumos, constructiv și hazliu. Cine putea să deschidă ciclul de emisiuni nocturne dacă nu doamna Maia Morgenstern, o voce caldă, suavă, blândă? Da, cu aceste impresii am să mă culc în seara aceasta. Vă mulțumesc, să fiți cu noroc, inclusiv echipei fără de care nu se putea realiza emisiunea. Luciana Gingărașu, Luminița Voinea, vă ador, putere de muncă să aveți, semnează din Botoșani Cristi Raicu. Ce frumos, da. Ce frumos. Ascultătorii sunt generoși cu noi. M-aș întoarce la proiectele anului care abia începe. Am vorbit despre cum ai încheiat anul, cum l-ai deschis învățând un lucru nou. Cred că niciodată nu e prea târziu să învățăm lucruri noi. Iată, tu ai învățat să schiezi. Da. Cum abordezi 2019? Un an nou, proiecte noi, ce proiecte ai în pregătire? Care sunt țintele pe acest an? Pentru că sunt convinsă că agenda ta este cel puțin pe următorii 3 ani aproape încheiată. Hey. Da, nu, vis, plin de visuri, plin de dorințe, de proiecte, de proiecții, de speranțe. În primul și în primul rând o să realizez, sper și am toate motivele să cred că acest vis se va realiza, și anume voi realiza un audiobook cu una din cărțile foarte interesante ale unui autor extrem de citit, Igor Bergler. O să vorbesc și despre asta numai după ce lucrurile se vor fi, eu știu, terminat, materializat,
Sper să avem cât de curând această realizare. Audiobook-ul mă interesează foarte mult pentru că sunt un om care a crescut cu poveștile auzite, cu întâmplări, cu voci, cu teatru, cu imaginația mea, fantezia mea, cred eu, s-au dezvoltat foarte mult și grație, mulțumită acestui lucru, pentru prin auz am construit mult, am clădit mult în imaginația și în fantezia mea. Apoi sunt proiectele în teatru, e un proiect foarte frumos despre Marina Abramović. Am avut câteva spectacole, lectură pe tema asta și așa cum mă interesează și descoper noi dramaturgi foarte interesanți, noi dramaturgi în dramaturgia românească. Mă gândesc la doamna Enid Negulici acum, este un proiect ce l-avem la Teatrul Dramaturgilor și asta sper să se materializeze atunci când se va putea. Apoi sunt proiecte la Teatrul Avangardia, apoi sper eu să se materializeze o dramatizare a unui roman al lui Amos Oz, Iuda. Eu am făcut dramatizarea și, sigur, mă consult cu specialiști în domeniu și ascult cu mult interes indicațiile ce le primesc și criticile constructive acolo unde se simte nevoia și sper să se materializeze într-un proiect teatral. Apoi am primit un scenariu de film intens. Un scenariu de film românesc? Nu. Ok. Nu. Apoi vom duce la bun sfârșit serialul pentru televiziune Fructul Oprit, unde am numai cuvinte de dragoste, de prietenie, de profundă satisfacție profesională și de admirație față de colegii mei, de întreaga echipă ce realizează serialul Fructul Oprit, în frunte cu doamna Ruxandra Ion, care îi spun la mulți ani după numele de familie. Și sperăm la noi și interesante colaborări. Draga mea Carmen Tănase, un prieten extraordinar, o prietenă formidabilă, un om de o libertate interioară extraordinară, un om liber, relaxat, plin de umor, apropo vorbim de onestitate și de sinceritate cu sine și cu alții. Sunt mândră și fericită să mă bucur de prietenia dragii mele Carmen Tănase, care i-ai datorez foarte multe. Vorbeam de proiecte de teatru, vorbeam de proiecte de film. Dar de ce să nu vorbim noi cu sinceritate la îndemnul dumneavoastră și nu numai, dar a contat tare mult felul în care vorbit, am detensionat, ca să spun așa, am intrat în atmosfera dialogului ce urma să-l avem în emisiunea noastră. Poate că nu-i lipsit de interes, deși am un blocaj, hai să recunoaștem, în ale scrisului. Mi-e și greu să vorbesc despre asta, dar atunci când amintirile, când se întâmplă ceva special. Eu știu, se întâmplă ceva și pot aborda o formă de a scrie. Când nu pot, nu pot, și când îmi amintesc cât era de strict, de sever tata și îmi rupea paginile la 3 greșeli, acum ce să-mi rupesc paginile de Facebook, ce să mi le rupă? Nu mi le mai de aici rupe. Am plecat aici cu dialogul nostru în pregătirea emisiunii, cu faptul că pentru cei care nu o urmăresc pe Maia pe Facebook, Maia are un condei foarte bun și are niște amintiri pe care le dezvăluie acolo, care ne introduc într-un univers care se pierde zi cu zi de zi. Eu știu, și îi îndemnam pe Maia să adune toate aceste amintiri într-un volum, într-o carte. Atunci când se
Până un alt, atunci când reușesc, când simt nevoia să împărtășesc, simt nevoia să povestesc, cred că sunt un povestaș bun, ca să folosesc, să folosim așa, femininul, spunem o povestașă. Titlul unui roman al lui Liosa, Povestașul. Povestașul. Da? Sper că n-am greșit, dar îmi place din când în când. Nu în permanență, uneori poate că simt nevoia, poate că îmi place să povestesc și îmi dau seama că am ce și atunci o fac. Și draga mea colegă și bună domnișoara Oana Monica Naia, acum care îi spunem la mulți ani, i-am tot spus la mulți ani, îi mai spunem odată la mulți ani, studentă și masterandă și doctorandă și la rândul ei cadru didactic la sociologie, dacă nu mă înșer, pur și simplu de drag, din atenție, de atentă fiind la ceea ce dezvălui, scriu, spun așa cum pot, adună toate lucrurile astea, lucruri pentru care îi sunt foarte recunoscătoare de asemenea. Eu n-aș avea răbdare să fac, iată, un punct negativ și nu e singurul, iată, o bilă neagră pentru mine, dar Oana are răbdare, Oana le adună, le strânge și ele există cumva, există undeva. Eu sunt convinsă că la un moment dat se vor închega într-o poveste și poate că în amintirea discuției noastre se va numi povestea așa. Da. De ce nu? Până la urmă, oamenii au nevoie de povești în viața lor. Ne-au sunat și alți ascultători. Suntem trecuți de prima oră din noua zi, deci îi spunem bună dimineața domnului Dragoș Vasile. Alo? Domnul Vasile? Da. Vă ascultăm. Bună dimineața. Să rămânele la mulți ani, multă sănătate și fericire și mult noroc în nou an. Așa, o să încep acum cu un fel de critică din ăsta. Nu povestaș, nici povestea din asta povestitoare. Pentru că tare, eu așa gândesc în dexul meu când am învățat acum 50 de ani limba literară, în din astea, cam așa era. Dar acum asta mă scuzați, asta este un... Ei, cum să nu v-am de la asta am pornit? Doamna Maia Morgenstein. Toate respectele mele, nu mă vedeți, eu sunt în bucătăria mea și mă închin până la pământ în fața dumneavoastră. V-aș dori și un buchet de flori, dar sunt în Maramurești, dumneavoastră sunteți în București. Vă mulțumesc frumos și toată pleiada de actori care ne ați menținut. Și în vremea comunismului și din astea, prin piesele de teatru radiofonice și televizate, nu ar fi oportun, cu sprijinul dumneavoastră, radio-televiziunii, să editați niște casete cu piese de teatru, începând cu Marele Calboreanu. Nu uit niciodată, este prima mea audiție la radio când am auzit o piesă de teatru Apus de Soare. Și glasul inconfundabil al Calboreanu. După aia au fost marele pleiadă de... Nu știu cum să mă exprim. Mă îngămecesc cam. Că vreau să fiu cât mai corect, dar să editeze niște CD-uri și pentru noi. Pentru țara asta și pentru noi. A doua problemă. Vă mulțumesc foarte mult. Pară mi se că v-am văzut, dacă greșesc, vă rog să îmi cer scuze. Ați fost cu domnul Rebenciuc în viața universității, fără penal, fără din astea, că acum trecem și la partea prozaică, că noi trăim în viața prozaică, nu trăim în pe scenă. Așa? Să vă dea Dumnezeu sănătate și să impulsionați societatea civilă. Noi aici suntem la țară, suntem din astea, dar prin exemplu dumneavoastră, prin marele nume, deci care vi le-ați clădit corect și cinstit,
mari actori, mari gânditori ai lumii, ai nației ăstea, din ăstea, vă vor urma și ceilalți. În al treilea rând, aș vrea să vă întreb, să vă pun o întrebare. Ce părere aveți dumneavoastră despre faptul că acum 4-5 ani a fost numit un ambasador al Marii Britanii în România. În un an de zile, 2 ani de zile, a ieșit pe posturile de televiziune și a vorbit românește, așa de restea și tot. Iar un partid, Uniune, care nu este partid, apără faptul că nemțul domn Romanul, deși în România de, nu știu, de sute de ani, este cetățean român, de etnie maghiară, nemțul domn Romanul. Cum comentați dumneavoastră, doamna Maia, fiind și ținând cont și de faptul că sunteți de o altă etnie decât română, dar sunteți româncă, dar de etnie israeliană. Vă mulțumesc frumos, da. Pe românile tot respectul meu. Mulțumim. La mulți ani. La mulți ani. Asta e un lucru pe care eu l-am învățat din familie, și anume să-mi respect locul unde trăiesc, iar o formă a respectului este să vorbesc o limbă română impecabilă. Vorbeam mai devreme că la 3 greșeli de ortografie, de neortografie, îmi rupea tata pagina și o luam de la început, cu lacrimi, cu plânsete, cu jale, cu furia unui copil care ar fi preferat să meargă la joacă decât să mai scrie o dată o pagină de compunere, dar am învățat. N-am fost un copil mai super dotat sau nu știu cum alt, mult mai. Chiar mă și deranja în copilărie. Mă întâlneam cu prieteni ai părinților, cu foști colegi, chiar de școală, chiar de liceu. Ne întâlneam când și când. Prima întrebare era: ești la fel de bună elevă la școală pe cât au fost părinții tăi? Dar ce mă enervam? Evident, n-am fost la fel de bună elevă precum au fost părinții tăi. N-am fost la fel de abrigă la minte, ascuțită la minte pentru matematică sau științele exacte. Ce să facem? Trebuie să recunoaștem lucrurile astea. Părinții mei au înțeles destul de repede tata și n-a forțat nota în niciun sens. Atâta merge mintea la matematică, atâta merge mintea, și ne-a apucat plânsul și la aritmetica tata o considera. Matematicien, părinții amândoi, subliniez, una dintre cele mai grele discipline, aritmetica. Și asta țin minte, că mă înfuria grozav. Atâta m-am chinuit în clasele 1-4, mă rog, 2-4, cu probleme de aritmetică care se rezolvau așa, dintr-o clipire din ochi, dintr-un pocne de degete, cu metoda aritmetică. Mi se părea că am pierdut o groază de, mi se părea absolut o nedreptate, dar revenind, glumind sau vorbind serios la întrebarea, la comentariul ascultătorului dumneavoastră, cred că existând într-un loc, oriunde ai fi, trebuie să-l respecti, trebuie să vorbești limba țării respective. Și familia mea, părinții mei au fost cu deosebire atenți la lucrul acesta. Nu numai că au încurajat, au fost foarte, foarte atenți și erau obligații, una din obligațiile la care nu se făcea, nu se comenta, nu se făcea niciun rabat. Acum că scrie mai bine sau mai puțin bine, că e un condei mai bun sau mai puțin bun, bagajul de cunoștințe, orizontul cultural, citind foarte mult, la insistențele tatălui meu, vor fi făcut și ei greșeli de pedagogie, că aveam 13 ani aproape și mă întreba tata, tu comentat, tu n-ai aproape 13 ani și n-ai citit Spinoza? E de ne... totuși... Bine, e foarte greu, e foarte complicat, dar
dincolo de blocaje, de ambiții, de oare sunt la fel de bună sau nu sunt la fel de bună, și toată povestea asta cu competiția, la fel de bun sau la fel de nu știu ce, și acerba asta competiție, nu știu cât de, nu știu, repet, nu știu și iar nu dau verdicte, nu știu cât și cum. Maia, tu ai 3 copii, 2 fete, un deși băiat. Un băiat. Mari de să acum. Trăiască mari de acum, dar totuși sunt copii câtă vreme. Da, da. Și, atunci, și atunci te-aș întreba, vorbeam de competiție, atunci când i-ai crescut, i-ai crescut să fie competitivi, i-ai încurajat să fie competitivi? Ce înțelegem prin competitivitate? Ce înțelegem prin competiție? Cum te pregătești? Ce înveți, cum cum înțelegi și poți și vrei și ambiția în sensul cel mai bun, pur, răbdarea, cum ți-o exersezi, cum cultivi, dezvolți în tine, eu ca părinte, ca mamă, în copiii mei, cum dezvolt, cum argumentez, cum șlefuiesc, cum aduc la lumină, la suprafață sau îl ajut atâta cât pot calitățile să și le descopere, să și le dezvolte, să și le pună în practică, și nu totdeauna e simplu și nu totdeauna norișorii roz plutesc pe cer și sunt de impus niște reguli în care trebuie să creștem, în care trebuie să ne dezvoltăm. Dar am încercat cel puțin, nu în competitivitatea, competiția, cel puțin la o asemenea vârstă, pentru că începe de la o vârstă foarte fragedă, dintr-o copilărie foarte fragedă, nu este în detrimentul celuilalt. În primul rând e competiția cu tine, să faci cât poți, cel mai poate o genoflexiune în plus, dacă vorbim așa, un exemplu, ce zboară așa, l-am pescuit din zbor, o genoflexiune în plus, un acord în plus, copiii mei, am încercat, am reușit, am dat la sport, copiii mei schiază, fetele mele schiază, la patinaj, o tură în plus. Dar nu ai pus acea presiune pe care unii părinți cred o pun pe copii, nu, de a fi întotdeauna cei mai buni, cel mai bun din clasă, să învețe la toate materiile, să facă de toate, să cu sancțiuni dacă nu a avut nota 10. Dacă... Nu în sensul ăsta. Nu în sensul acesta de a-l presa până la a refuza, că până la urmă reacția copilului este de a refuza să mai învețe. Evident. Se răzvrătește la un moment dat. Da, și când a fost prea mult... Au spus? Au spus. Au spus și atunci repet, nu sunt idealul, nu sunt, nu, să nu vă gândiți la mine, să nu mă priviți ca pe un așa. Aș vrea să-l salutăm și pe ascultătorul nostru, domnul Nicolae din Viena. Ne ascultă tocmai din Viena, ne urmărește, ne-a transmis un mesaj și spune așa: tot respectul pentru regizorul american care a selectat-o pe Maia în rolul interpretat al Maicii Domnului într-un film de referință, Iisus din Nazaret. Mulțumiri, Nicolae din Viena. A fost cel mai cunoscut rol al doilea la nivel mondial, cel al Mariei, mama lui Iisus, din filmul Patimile lui Hristos, o interpretare de geniu. Cum te-a influențat acest rol? Bine. Dacă mi-amintesc bine, atunci era însărcinată? Da. Eram însărcinată cu al treilea copil, cu Izadora. Izadora se ascundea acolo, în trupul meu. Filmul, când a ieșit, The Passion of Christ, n-a fost lipsit de controverse. Vremea a trecut și se fac acușica, se fac 16 ani. Oho, a trecut. Nu o să uiți niciodată câți ani se fac. Nu. Asta nu. Unele lucruri le uit, acest lucru nu, în funcție de vârsta fetiței mele, Izadora. Este foarte simplu. E foarte simplu de adus aminte. Filmul, când a ieșit, n-a fost lipsit de controverse, n-a fost lipsit de scandaluri foarte mari care m-au lăsat în sufletul meu cicatrici adânci.
am fost foarte iubită, foarte prețuită și pentru lucrul ăsta sunt profund recunoscătoare și simt valurile de iubire și de admirație și aș minți, aș fi ipocrită să spun că nu-mi face bine toată această iubire și respect și uneori și recunoștință, valul acesta de dragoste ce vine spre mine îmi face foarte bine. Pe de altă parte au existat controverse foarte aprinse, scandaluri foarte mari, acuze foarte grave. La modul teoretic și la modul concret, fizic, am fost agresată. Am fost îmbrâncită, am fost scuipată, aoleu, nu dă bine să vorbim despre asta. Ei, ce să facem? Vorbim și despre asta. Am fost acuzată, am fost incriminată, am fost jignită, am fost îmbrâncită la modul concret pentru că am jucat în filmul The Passion of Christ. Ei, lucrurile au trecut și ceea ce ieri părea, vai de mine, ce îngrozitor și ce teribil și ce rău, azi devine în regulă și devine un lucru de laudă și ne mândrim cu lucrul ăsta și eu și alții. Au rămas însă cicatrice adânci. Țin minte odată, eram în Statele Unite chiar și în timpul unei conferințe de presă, nu de puține ori virulentă, acuză conferințe de presă și întrebări provocatoare, jignitoare, noroc cu mine că nu vorbeam atât de iute și de repede și de ca obișnuința zilei, limba engleză americană, ca să nu prind toate loviturile și toate nuanțele, dar în timpul unei conferințe de presă care se desfășura așa, stăteam pe un scaun și fiecare reporter avea 5 minute. CNN, marile nume în media. Și efectiv era o execuție publică, efectiv devenise o execuție publică, că am vizitat bătrânei doamne, că nu știi care lovește, treceau toți și mă loveau. Și țin minte, era un jurnalist, o persoană de culoare și evident, poate că ajunsesem eu la... M-am trezit din pumni, cum se spune, ca să zic așa, în sport, în box, și mi-a pus întrebarea, evident provocatoare, evident pentru a mă răni, evident pentru a-mi provoca o neplăcere, un moment dificil. Da, evident. Crezi că Iisus e Fiul lui Dumnezeu? Era limpede că orice aș fi răspuns era rău pentru mine, era prost pentru mine. Sunt evrei, că să pui o astfel de întrebare personală în timpul unui interviu minim. De promovarea unui film. Era evident numai de dragul de a-mi crea un moment dificil. Și dacă răspund da, cred, e prost pentru că sunt evrei, că și nu intrăm în polemica asta. Dacă răspund nu cred, e prost pentru că am jucat în filmul lui Mel Gibson, The Passion of Christ. Orice aș fi făcut era rău. Și nu știu, dar nu știu cum m-am trezit din pumni. Nu știu cum, că numai pumni în casa sem. Și m-am uitat așa la el. Mă așteptam să treacă alea 5 minute, cred, nu știu, că m-am luat un respiro așa. Instinctul de conservare a funcționat și m-am uitat la el lung, lung, lung. Cât de lung am putut și l-am întrebat, oare nu suntem cu toții copiii lui Dumnezeu? Nu știu dacă a fost cea mai originală, cel mai original răspuns, însă n-am mai fost în stare să mai pună o altă întrebare. Poate că a înțeles că era forma mea de a mă apăra, de a-i spune, îmi provoci un rău, bun, asta e meseria mea de jurnalist, să devină agresiv. Nu e cazul. Poate că nu întotdeauna agresivitatea aduce răspunsurile așteptate. Mai avem un telefon în direct, un alt ascultător, îl salutăm pe domnul Stelian Niculescu, bună dimineața! Bună dimineața, domnule Niculescu, dacă ne auziți, dacă nu, poate că revine cu un telefon, probabil că s-a întrerupt legătura. Revenim la discuția noastră legată de rolurile pe care Maia le-a interpretat. Care ți este cel mai drag rol? Aș fi, cred că, nedreaptă acum față de
toate celelalte, ca și cum ați întrebat ce copil îmi e mai drag, pe care îl copil îl iubesc mai mult și pe care îl iubesc mai puțin. Totuși se cuvine să spun un cuvânt pentru personajul Lola Blau. Personajul din spectacolul astăseară, Lola Blau, îl joc pe scena Teatrului Evresc și nu numai, de acolo s-a născut proiectul, acolo s-a născut spectacolul în regia lui Alexandru Tapija, s-a născut în urmă cu 25 de ani. Are deja un sfert de secol. Da, e tânără. De 25 de ani joc spectacolul astăzi. A evoluat Lola în acești 25 ani? Da. S-a maturizat? În primii 10 ani, mai mult, evident glumesc, în primul an așa, în al doilea an, anul 7 am descoperit, în anul 8 am, în anul 10 am făcut o pauză că s-a născut încă un copil, în anul 12, da, evident. Și țin minte așa cam pe la anul 15 de jucat Lola, 15 ani de jucat, cred că am avut un soi de revelație, un soi, eu știu, să nu folosesc cuvinte prea mari, deși păcat e să ne temem de cuvintele mari, asta e situația, miezul. Sigur, devenim avocații personajelor noastre, cât ar fi de albe sau negre sau gri personaje, căutăm să ne apărăm personajele, să devenim avocații apărării personajelor noastre și totuși punctele, zonele, bilele negre, prin contrast, prin alternanța, prin juxtapunerea aspectelor pozitive și negative, nasc până la urmă viața personajului, complexitatea lui, diversitatea lui, unicitatea lui. E, am înțeles care e punctul cel mai vulnerabil, cel mai urât al personajului și modul în care Lola Blau devine conștientă. La un moment dat, Lola Blau spune că periplu și în tumultul călătoriilor, aventurilor, peripețiilor, iubirilor împlinite sau nu, pe care le traversează, dificultăților de ordin social, economic, mă rog, care trece, succeselor pe care le reportează și le consumă. La un moment dat, Lola Blau se trezește din mahmurala, nici măcar nu se trezește din mahmurala și spune: am primit un telefon de la iubitul meu, eu eram supărată pe Leo că n-a venit la întâlnire și Leo mi-a spus că n-a venit la randevu, la întâlnire, pentru că a fost la Dachau. Și Lola își dă seama cu sine personajul: eu nici măcar nu știam că a existat Dachau. E, cred că în momentul ăsta, dincolo de orice șarză, orice fel de așa, glumeț de a aborda acest subiect, Lola Blau vorbește despre acea zona, acea latură de inconștiență, de superficialitate, de ignorare, cu bună știință sau nu, a unei realități crunte ce se desfășoară foarte aproape de noi sau foarte aproape sau cu despre cei ce ne sunt dragi, atunci când ne atinge cumva, sigur, reacționăm, tresărim. Suntem vehemenți chiar. Urlăm. Altfel, cu umerii strânși așa, în dreptul urechilor, n-am auzit, nu știu. E, asta a fost chiar un moment în care Lola Blau, personajul spectacolului, astăseară Lola Blau, a cunoscut o fereastră. Ce s-a deschis în interpretare, în concepție, în mesajul trimis de personaj, de spectacol prin intermediul personajului său. A revenit la telefon domnul Ștefan Niculescu, îi spunem bună dimineața. Tău este angajat într-o altă convorbire. Este într-o altă convorbire acum angajat ascultătorul nostru, probabil că mai încearcă să dea un telefon sau poate că încearcă la alt număr, cine știe. Ne întoarcem și noi la dialogul nostru. Pentru ce rol nu te-ai simți
niciodată pregătită. În scenă? Pe scenă sau în viață? Pe scenă. Merg cu motocicleta. Dacă m-ar pune să merg cu motocicleta, nu cred. Să conduc o motocicletă, vreau să spun, că așa am mai călătorit. Eu mă gândesc că după ce ai învățat să schiezi, nici motocicleta n-ar putea avea secrete pentru tine, ar fi doar o provocare. Eu știu, nu știu ce să spun la asta. Am văzut niște accidente de motocicletă care mi-au, da, mi-au întors sufletul pe dos și parcă nu. Parcă... De altfel, așa a fost și cu condusul. Și nu conduc cu plăcere. Și dacă m-aș evita să conduc mașina în general, conduc de nevoie și cu foarte multă prudență. Iată și un lucru foarte bun, cred eu. Dar am învățat și de condus mașina. Am învățat să conduc târziu, da? Fără mare plăcere, fără mare bucurie. Maia, m-aș întoarce la copilăria ta, pentru că de multe ori evoci în postările tale pe Facebook chipurile persoanelor dragi. Părinții, bunicii, descoperi de fiecare dată o lume fascinantă. Care sunt amintirile tale cele mai dragi? Care erau jocurile preferate ale copilăriei? Asta e un subiect care mă interesează foarte tare. De altfel, pentru a corela două întrebări, mă întrebați mai devreme în legătură cu proiecte, cu vise, cu dorințe. Există și nu de puțină vreme, poate că nu știu să fac destul de înțelept, dar unul dintre proiectele mele, și aș vrea să-l materializez într-un sub o formă sau alta, este a prezenta, a strânge, vorbim așa într-un limbaj complicat, aș vrea să mă prezint, să fiu în fața copiilor pe care voi fi reușit, sper eu, să-i strâng într-un loc sau altul, în zone favorizate sau nu prea, și să le arăt jocurile copilării, jocurile, cânticelele copilăriei mele, ceea ce poate să aibă un caracter istoric, având cam 57 de ani, au jumătate de secol, sunt jocuri și cânticele și un anumit soi de folclor al copilăriei, de domeniul istoriei. Felul în care copiii, eu am copilărit la bloc, ne adunam, ne jucam și felul în care și mama îmi povestea la rândul, ne uitam așa, țin minte, când mama s-ar fi jucat cu noi jocurile copilăriei ei, s-au pierdut. Dar de asta m-aș bucura să o fac foarte tare și nu de puține ori, când am încercat așa timid sau uneori nu într-un cadru neapărat organizat, copiii, tinerii, dacă la început m-au privit suspicioși, cine-i bătrânica asta care vrea să joace șotronul cu noi, apoi a existat o comunicare, o bucurie a jocului transmis de la unul la altul și cred că s-ar bucura. Până acum au fost reticenți cei cărora le-am propus chestia asta, nu-i nimic, o să o fac pe cont propriu și voi găsi o modalitate și voi ști să mă joc cu copiii. Amintirile dragi ale copilăriei? Jocurile. Erați mai mulți? Eram copii. Eram copii blocurilor, de două, trei blocuri, ne adunam și... Leapșava, ți-ascunsele? Leapșava, ți-ascunsele, șotronul. Am descoperit că lapte gros există și în Coreea de Sud. Când am fost în Coreea de Sud, am văzut acolo o imagine în care... Destul de violent jocul de altfel. Dar pe de altă parte îți arată că lumea e mică. Da. Rațele și vânătorii. Și multe, multe jocuri ale copilăriei. Uite, păcat ar fi să se piardă. Spune-mi, cum este atunci când joci pe acea scenă cu copiii tăi? Asta este foarte interesant și mulțumesc pentru întrebare, pentru că... Tudor e deja actor consacrat. Sigur.
Sigur, și are drumul său și calea sa și își desface aripile așa cum știe și cum crede și își urmează drumul său. Da, bun, a existat și un foarte început, un foarte la început. Preocuparea mea, prima preocupare, aproape copleșitoare, covârșitoare, era să nu-l copleșesc, să nu-mi copleșesc copilul băiatul, apoi pe Cabiria, să nu-i copleșesc cu indicațiile mele, cu personalitatea mea, cu să nu fie o umbră covârșitoare, copleșitoare, să nu-i inhib. Și cum ai reușit? Probabil că n-am reușit. Nu știu dacă am reușit, pe ei ar trebui să-i întreb. O să-ți adresez o invitație, poate că reușim o dată. Da. Să vin împreună cu ei la serviciul de noapte. Eu vin, pe ei trebuie să invitați. Îi invit separat, da, desigur. Da, cum să nu. Avem da. Ediții speciale în care invităm și familii. Da, și știu. Atunci m-aș bucura dacă am fi împreună. Și eu. Poate reușim să armonizăm agenda, sunt poate de Hanuka sau de o altă mare sărbătoare evreiască. Cum să nu. Reușim și cum facem o ediție. Cu mare bucurie. Ne întoarcem totuși Hanuka, trebuie să așteptăm aproape să un așteptăm, an. Dar până atunci mai sunt și alte mai sunt și alte importante. Noi știm să ne bucurăm de toate. Cred eu, cred că știm. M-aș bucura de cu ocazia tuturor sărbătorilor. În respect pentru sărbătoarea celuilalt. M-aș bucura și eu. Nu știu dacă am reușit sau nu, dar asta era preocuparea principală, unor aproape obsesivă și precis că făceam și gafe, m-aș povesti o întâmplare dacă sunteți interesat. Era așa, preocupată să nu abuzez și să nu dau eu indicații și să nu dau eu sfaturi, ba cu toată onestitatea, poate că are o viziune proaspătă, o viziune dintr-un unghi la care eu poate nu m-am gândit, e ok, spune. Era Tudor atunci. Cum să fac? Unde vrei să stau? Cum să stau? Mamă, fă cum... Nu, tu să spui, Tudor, eu sunt gata să te oraș. Până a venit la un moment dat, era vorba despre spectacolul, piesa Tango Final, în regia lui Moshe Iasur, și aveam de spus acolo un monolog, o actriță bătrână care își aduce aminte cum a venit la un moment dat în existența ei, un jurnalist și a scormonit și... Acum, Tudor, am nevoie să-mi repet eu monologul. Da, resfacem cum vrei. Și a venit și reporterul ăla și a scormonit și a provocat-o și a venit și jurnalistul Iesir. Mamă, Tudor, lasă-mă acum am nevoie să-mi repet și de mai multe ori în ritmul meu și să încerc, te rog, lasă-mă, stau pe scaun, dar am nevoie. Și a venit jurnalistul Iesir. Mamă, Tudor, te rog, lasă-mă un pic, nu vreau să mă întrerupă nimeni, am nevoie de cursivitate, am nevoie de fluxul acesta, am nevoie de respirație. Și a venit jurnalistul și a venit reporterul Iesir. Mamă, măi, Tudor, te rog din suflet, nu vreau decât să stau puțin cu mine. Și a venit Iesir. Mamă, se spune yes, sir. Și de atunci ne amuzăm pe tema lui Iesir. Am înțeles. Era o greșeală de tipografie, de probabil. De redactare. Și eu am crezut că se numește reporterul Iesir. Nu. Era yes, sir. Da. Îl salutăm și noi pe ascultătorul nostru Mihai Mihaiel din Olanda, ne urmărește. Și o întrebare interesantă din partea ascultătorului nostru Raul Carpiuc. Veniți să faceți teatru la sat, într-un sat cu 800 de locuitori? Da, e o întrebare foarte bună și o preocupare permanentă și dacă ar fi să urmănim și îmi fac un titlu de glorie din acest lucru, din faptul că mă duc și joc spectacole de o amploare mai mare sau mai mică, mai comedii, mai tragedii, de o factură sau alta, în locuri, în zone mai puțin aflate, în centrul, eu știu, marilor interese, marilor reflectoare, marilor evenimente transmise de media și așa. Da, aș veni să fac teatru la sat. Asta am făcut și fac. Țin minte, sunt niște ani de atunci, m-am dus într-un... Am avut șansa. În spații convenționale și nu. În spații
destinate sau întreținute din punct de vedere material, mai bine sau mai prost. Curgea, am jucat pe o scenă unde curgea apa din tavan, era o seară ploioasă de 1 noiembrie. Spectatorii stăteau cu umbrelele, am ieșit în fața spectatorilor și am întrebat, atunci era așa, poate lucrurile s-au remediat între timp, n-am niciun motiv să nu cred că, pentru că trebuiau remediat. Și am întrebat, noi suntem aici, doriți să stați? Să vedeți spectacolul, da, să nu credeți că îl suspendăm de fițele noastre. Noi jucăm, dumneavoastră, spectatori, stați cu umbrelele în stat. Iar oamenii au... Cine nu vrea să stea, nu, nu, nici nu avem cum obliga și iar organizatorii ar fi restituit banii pentru bilete normal. Dar și oamenii au stat să vadă spectacolul. Lucrul ăsta mă responsabilizează foarte de, nu știu cum să o num, fi numind el, dar da. Și am fost împreună cu studenții mei și ar trebui să reiau, pentru că a fost o experiență foarte bună, intensă și foarte bună, într-un sat din Oltenia. Bă, traversați de prejudecăți, probabil că suntem toți, iar eu nu sunt scutită de viciul ăsta, de păcatul ăsta, mă gândeam pentru la ce am venit, cine o să vină, cui ori trebui, că acum am venit cu studenții și să studiem fragmente, să... Ei bine, au casele de cultură unde am prezentat exercițiul nostru, hai să fim onești, au fost mai mult decât tixite. Condițiile erau cum erau, două prize, două reflectoare în X, așa, și nu era ideal, dar setea, dragostea, interesul oamenilor de a veni să vadă o formă de spectacol este imensă. Și atunci lucrul ăsta trebuie tratat cu toată seriozitatea. O întrebare din partea altui ascultător, transmisă pe SMS, din păcate nu a semnat mesajul. Respect pentru dumneavoastră și rolurile pe care le-ați interpretat magistral. Cu voia dumneavoastră, o întrebare. Cine a modelat la facultate acest mare caracter, acest mare talent? Profesorul meu din timpul facultății, maestrul nostru, a fost Demrădulescu. Domnul Demrădulescu mi-a fost profesor îndrumător pe parcursul acelor 4 ani, așa cum era facultatea pe vremea mea. Au fost în decursul timpului roluri pe care le-ați dorit din tot sufletul? Da. Un exemplu? Alejandro Cazona, Ines de Castro. Da. M-aș întoarce la copii. Isadora. Cea mai mică. Da, Mezina. Actriță? Sau nu? Nu, cred... Asta ar trebui, și pe ea ar trebui să o întrebați, că în curând împlinește și ea 16. Mulți înainte, da, să fie sănătoasă. Mulțumesc. Cred că vrea să facă psihologie. Așa, după ce mi-a spus după ultima discuție, așa am înțeles. Eu un om, o fetiță, o fată, o tânără, adolescentă, veselă, încrezătoare, iubitoare, plină de bunăvoință și plină de umor. Rețeta succesului. Cât e muncă și cât e talent? Muncă. Muncă și respect de sine. Bă, talentul cuantifică ceilalți și discută ceilalți, dar felul în care îți valorifici potențialul, calitățile în care trebuie să ai încredere, respect față de tine și față de ceea ce crezi și știi că ți-a fost dăruit de soartă, de destin, de Dumnezeu. Mulți tineri, mulți adolescenți se îndreaptă cu gândul către o carieră în lumea artistică. Mulți dintre ei visează să fie actori pe marile scene. Ce recomandări le-ați face? Bun, recomandările sunt bune și sunt folositoare numai atunci când sunt punctuale. Dar cred că aș vrea să spun un lucru. Orizont cultural, cultură.
te informa în permanență, dar asta e o surpriză foarte plăcută pentru mine. Generațiile ce se succed, tinerii în general, sunt foarte bine puși la punct. Vă întâlniți cu ei la facultate, în cadrul cursurilor și îi evaluați. Da, și în proiecte descoper oameni cultivați, oameni curioși, oameni dispuși să se pregătească și aș încuraja în acest sens. Ne apropiem de final, timpul a curs foarte, foarte rapid. Ce să spunem? Viața pe scenă versus scena vieții, despre destinul artistului în România, despre oportunitățile, dar și limitele unei lumi artistice fără granițe, am discutat în ultimele două ore cu invitatea primei ediții din acest an. Este vorba de genială actriță Maia Morgenstern. Vă mulțumesc și vă mai aștept. Eu vă mulțumesc, mi-a făcut o reală plăcere. La mulți ani! La mulți ani și un an bun tuturor! Mâine noapte, colegul meu Felix Crainicu vă propune o ediție despre copii și copilărie, implicarea adulților în dezvoltarea copiilor. Echipa acestei nopți, Luminița Apostolescu și Luciana Gingărașu, redactori, Rodica Dreve și Costin Iorgulescu, regizor de emisie, Bogdan Dumitrescu, tehnician, și Maria Țoghină, vă doresc un an bogat în experiențe frumoase și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reîntâlnim peste fix o săptămână, peste câteva momente, știrile orei 2 la Radio România Actualități. Să vă fie bine! Să ne fie bine!